Într-adevăr, ieri am fost și am văzut șantierul, am fost impresionată de munca, de zi cu zi a celor care lucrează pentru acest proiect major, cum îl numim noi, pentru că este în valoare de peste 50 de milioane de euro și care este atât de așteptat de locuitori, atât de la Brăila, din Tulcea, dar și din întreaga regiune. Sunt convinsă că un asemenea edificiu de infrastructură va contribui și la investiții și la crearea locurilor de muncă. România știți foarte bine că are nevoie să dezvolte infrastructura rutieră, feroviară și avem această șansă unică de folosire a fondurilor europene. Știți foarte bine că podul de la Brăila este inclus în master planul de transport pe care l-am adoptat împreună cu domnul prim-ministru Ponta în 2015. Reprezintă unul din obiectivele propuse pentru a primi finanțarea europeană prin programul operațional de infrastructură mare. Din păcate, nu a fost depus până acum la Comisia Europeană, deși domnul prim-ministru Tudose a semnat partea de cofinanțare și practic s-au pornit lucrurile. Sigur că există această posibilitate oferită de legislația europeană de a începe lucrările, dar în acest caz, practic, autoritățile române își au acest risc. Odată semnat de către guvern în contractul de execuție înainte ca proiectul să fie aprobat de comisie, există riscul ca anumite cheltuieli sau chiar unele sume să nu fie eligibile și să se piardă bani europeni. Noi am fost informați, notificați, adică Comisia Europeană, notificată că vom primi acest proiect la finalul acestui an. Sperăm să se întâmple și să se încadreze. De pildă, pentru autostrada de Sibiu-Pitești, am fost informați că o să primim proiectul în semestrul 2017, suntem în aprilie 2019 și nu l-am primit. În rest, vreau să felicit și Consiliul Județean și Primăria pentru proiectele atât de importante demarate aici. Eu cred că administrația s-a mișcat foarte bine, în ciuda birocrației și în ciuda obstacolului de absorbire a fondurilor europene, faptul că se fac deja lucrări și pentru drumul județene, și pentru drumurile din oraș, și pentru modernizarea secției de urgență. Există și acest proiect foarte important pentru apă și canalizare și pentru deșeuri, care sunt foarte importante. Mă bucur foarte mult să văd că administrația se apleacă asupra problemelor legate de sănătate, de educație și de drumuri, infrastructură, deci exact ceea ce trebuie unei comunități să se dezvolte și să aibă o viață mai bună pentru oameni. Vă mulțumesc foarte mult!